Pilates. O să începem cu palmele sub umeri și genunchii sub oasele bazinului, în poziția așa numită de patrupedie. De aici o să ducem bazinul către în față, expirăm și depărtăm omoplații, ducem bărbia în piept și strângem bine tot fesirii, mergem pe buricile degetelor, dând tot aerul afară, împingem fundul către în spate, strângem lombarul și urcăm de-a lungul coloanei, strângem omoplații împreună, tragem coatele în spate, stârnim față și privirea către tavan, încă o dată, bazinul către în față, expir, depărtez omoplați, bărbia în piept, curbez bine tot spatele, împing fundul sus, strâng lombarul, urc de-a lungul spatelui, trag omoplații împreună, privirea către tavan, încă două. Expir, inspir, las spatele să merg în extensie, trag coatele către spate, privirea către în sus și ultima, expir. Inspir fundul sus, palmele jos, trag coatele către spate, merg în poziția copilului, brațele bine întinse aici. Și de aici o să încep să descriu un cerc. Merg cu bazinul dreapta, față, stânga, dreapta, față, stânga, încă un cerc aici. După care inversez direcția, merg stânga, față, dreapta și întind bine de tot. Expir și încă o dată. Și rămân cu șezutul pe călcâie, în poziția copilului, brațele bine, bine întinse. Trag brațele grele de aici, înrușișez picioarele la spate, pun fundul jos după călcâie și merg la capătul cealaltă a saltelei. Tălpile sunt pe saltea paralele, genunchii la fel ușor depărtați, palmele vin sub genunchi. Înălțăm prin creștetul capului, expirăm, lăsăm bazinul să alunece către spate și o să subiem către față, întindem brațele. Protunjim spatele aici, depărtăm omoplații, inspirăm, înălțăm prin creștetul capului, umerii jos de la urechi, expirăm, lăsăm bazinul să alunece, expir, întind brațele, încă două aici, inspir, protunjez spatele, abdomenul activ și ultima, inspir, și expir. Bun. Revin la jumătate distanței, dau drumul la brațe și pe expir o să urc brațele deasupra capului. Umerii rămân jos. Încă trei. Expir. Abdomenul rămâne tras către spate, protejând ovarul și încă o dată. Expir. Bun. Duc brațele în față, pun palma opusă pe cot. Inspir, strâng omoplații împreună și pe expir rotesc trunchiul lateral. Oasele bazinului rămân nemișcate, oasele șezutului la fel. Încă o dată. Bun. Aduc brațele dreptul umerilor și vin ușor în față, întinzându-mi spatele, relaxând abdomenul. Inspir, aduc brațele dreptul umerilor și revin în această poziție care se mai numește și seeker. Și de aici o să întind pe rând picioarele. Stâng, drept cu vârful întins, trunchiul rămâne nemișcat, abdomenul activ. Și acum o să combin mișcarea piciorului cu a brațelor. Întind stângul, brațele sus, dreptul, brațele sus, încă două stângul și încă una. Dreptul și același lucru facem și cu antebrațele încrucișate, întindem stângul, ne rotim către dreapta, întindem dreptul, ne rotim către stânga, încă două și încă una. Bun. Și de aici iar ne întindem pe spate, pe față. Bun. Înălțăm prin creștetul capului și de aici o să ne întindem ambele picioare. Vârfurile sunt întinse, brațele merg în dreptul umerilor, tragem de creștetul capului înspre tavan
Și de aici ne lăsăm să alunecăm spre spate, exact cum am făcut în mișcarea dinainte, doar că aici ne ducem cu totul pe saltea. Coborâm vertebră cu vertebră, ducem brațele până în spate, ne întindem, tragem vârfurile, brațele înapoi în dreptul umerilor, ducem bărbia în piept, menținând distanță între bărbie și piept, expir, mă rulez în sus și mă întind în față cu abdomenul activ, iar vârfurile întinse nas prin creștetul capului, expir, rulez pe spate, vertebră cu vertebră, mă întind, inspir brațele în dreptul umerilor, trag vârfurile, bag vârbia în piept și mă relez către sus, puțin câte puțin. Încă de două ori, expir, derulez și mergeți aici cât de lent se poate. Mă întind. Bun, inspir și pe expir mă rulez din nou pe spate și o să rămânem aici. Ducem brațele pe lângă corp, îndoim genunchii. Călcâiele puțin mai aproape de șezut. Umerii sunt coborâți de la urechi, câtul este lung. Inspir și pe expir lipesc lombarul strâng fesierii și încep și urc vertebră cu vertebră în poziția numită shoulder bridge, exercițiu de fapt. Inspir și pe expir la fel derulez puțin câte puțin, cobor pe rând fiecare vertebră, lombarul, după care lipesc fundul și ridic ușor lombarul, expir din nou sus, inspir aici, expir, derulez, puțin câte puțin și la următoarea ridicare o să rămânem sus. Aducem palmele puțin mai apropiate, strângem bine fesierii, punem greutatea pe stângul și ridicăm piciorul drept la 90 de grade. Coborâm ușor, punem talpa jos, greutatea pe dreptul, ridicăm stângul, dreptul și stângul, expir. Din nou dreptul și o să rămânem cu el sus, strângem bine fesierul stâng, întindem piciorul drept, tracem vârful și coborâm până când coapsele sunt paralele. De aici vârful întins și urc. Cobor, întind, urc. Și încă una, îndoi genunchiul, pun talpa jos, strâng fesierul drept, ridic stângul, întind, trag. Inspir, expir. Inspir, expir. Inspir, expir. Și inspir, expir. Îndoi genunchiul cu talpa jos și mă rulez ușor la saltea. Și iau genunchii la piept, unul câte unul. Masez osul sacru. Bun. De aici o să ne punem cu brațele la 45 de grade. Și genunchii îndoiți la 90 de grade în poziția tabletop, lipiți unul de celălalt. Inspirăm și pe expir coborâm alternativ picioarele. Acum o să mergem către stânga. Foarte important în exercițiul ăsta când cobor picioarele este să mențin umărul opus lipit de saltea. Expir în partea cealaltă. Controlez cu respirația, mai exact cu expir coborârea picioarelor. Umerii rămân jos, nu mergem cu picioarele până jos. Și acum o să întind piciorul de deasupra pe coborâre. Vârful întins. Înapoi. Cealaltă parte. Ușor, cu control, încă de două ori. Expir. Și încă una. Și revin la centru și acum mergem cu ambele picioare întinse. Înapoi. Expir. Înapoi. Întind picioarele. Și ultima. Expir și întind. Îndoi genunchii. Și iau la piept, relaxez aici puțin, inspir și expir, pun
tălpile jos, mă întorc pe parte și o să vin din nou cu sprijin în patru labe. Palmele sunt sub umeri și genunchii sub oasele bazinului, spatele lung, abdomen activ. O să ridic de aici braț piciorul opus. Vă imaginați că pe spate aveți, să zic, o cană cu ceai, pe care desigur nu vreți să o vărsați, da? Așa că spatele rămâne cât se poate de drept. Expir aici, nu mă las pe parte. Expir umărul jos de la ureche. Foarte, foarte bun exercițiu de spate. Hai să mai facem 4 repetări. Gâtul este lung, abdomenul este activ. Încă 3 repetări. Întind prin vârfurile degetelor și de la mâini și de la picioare. Încă 2. Și ultima. Bun. Și de aici cobor cu șezutul pe călcâie. Brațele întinse. Inspir de aici și vin într-o planșă. Planșă înseamnă linie dreaptă de la umeri până la genunchi în cazul nostru. Îndoim coatele și coborâm cu control până jos la saltea. Omoplații strânși împreună, abdomenul activ. Inspir și pe expir mă ridic și mă duc din nou în poziția copilului. Înapoi în față, îndoi coatele, cobor. Inspir, expir, strâng omoplații împreună, urc, șezut pe călcâie. Față, strâng abdomen, îndoi coate, cobor, inspir, expir, urc. Și încă o dată. Și la următoare o să rămânem jos. Palmele rămân sub umeri, omoplații strânși împreună, fesieri activ. Înalți prin creștetul capului, împing ușor în palme, strâng omoplații împreună și cobor. Inspir aici, expir. O să cobiam împins în saltea, umerii coborâți de la urechi. Încă 2 repetări. Și încă o dată. Super. Cobor. Un palmele, una peste cealaltă și fruntea peste ele. Umerii sunt coborâți de la urechi. Inspir aici și pe expir, vârfurile sunt întinse la picioare, o să ridic și pieptul și picioarele de la sol și înapoi. Abdomenul ridicat de pe saltea, umerii coborâți de la urechi, expir, ridic, încă 2 și încă una. Cobor, pun palmele sub umeri, mă ridic din nou, mă duc în poziția copilului. De aici pot să las capul ușor într-o parte și să aduc brațele pe lângă corp. Genunchii să fie sub umeri. Ușor ne ridicăm, lăsăm din nou brațele grele. Pomăm spatele, părpia în piept. Mergem în extensia spatelui sternul în față și încă o dată. Și inspir. Bun. Venim cu picioarele încrucișate pe saltea, rulăm umerii către spate și lăsăm din ce în ce mai moi, închidem ochii și ne conectăm cu respirația. Inspirăm. Expirăm și încă o dată. Umerii moi și orice tensiune a rămas în corp. Ne conectăm cu ea prin ajutorul respirației. Îndreptăm atenția către ea. Inspirăm aici, aducem brațele deasupra capului. Tragem de degete către tavan. Expirăm, coborăm și încă o dată inspirăm. Brațele sus, lipim palmele împreună. Aducem în dreptul pieptului. Să vă fie de folos în antrenamentul ăsta și să ne vedem cu bine. Mulțumesc!